unei dictaturi, s-a adresat părinților mei, la care era, a spus, eu nu accept să stau la masă cu oameni care neagă în erou al neamului nostru. Omul ăsta se vorba la un bezină. Deci, dacă el s-a înșelat, dați-mi voie de... Eu nu m-am înșelat, dar asta e altceva. Bun. Și pe aceea urmează în momentul celălalt. Mentalul românesc, cu asta închei, și vă rog să acceptați, mentalul românesc a fost pregătit în epoca comunistă, care a avut erori ei, care a avut rezistenții ei, dar să nu ne iluzionăm, Radule, fiindcă mare parte din cei care erau bunți și rezistau, să nu ne iluzionăm că ăsta era mentalul românesc. Asta erau, poate, un milion de români din cele 22 de milioane, sau 2 milioane de români. Dar asta poate prea mult. Deficitul de democrație pe care îl avem noi față de alte țări foste comuniste vine, după părerea mea, din această pregătire a mentalului comunist într-un mental românesc care și mai prefera formulele autoritate, dictatoriale și totalitare. Și s-a rămas față. Dacă vom face o altă analiză, care nu se face a mentalului politic românesc, să vedem cine au fost liderii cei mai prizați de la Cuza la Băsescu, vom ajunge la niște tipologii foarte interesante. Vă mulțumesc!